Mai cald acum și s-o băga, s-o murdărit. Și lui ai pus nume? Nu i-am pus nume. O lanță nu mai tare pentru munte. E cât artificial, mai bine natural. Să fac și la port, să fac muntele... Să fac artificiale, dar mai sănătos și natural. Ha? De ce zici așa? Ia. Eu am avut scroafe, le-am montat artificial și s-a stricat. Nu mai prins cu ce. Nu? Deci recomand muntele naturale? Recomand tot natural. Și la vaci? Și la vaci. La făcuțele tale le-ai făcut tot natural? Le-am făcut artificial, că nu mai este niciun taur. Că nu mai este taur, am înțeles. Și o m-ar bate ca să țău și un taur, dar nu. Nu vreau să văd că ții un taur de la... E costisitor. Cu mușc pe el. E costisitor și nu vine nimeni. Că am un tătă lumea, domn, zice, dai, dai, face... îl sun, vine acasă. Da, mă, dai, face reclamă. Îl sun, vine acasă. Și sui taurul în mașină, tată. Nu vrei nimeni. Cum are un an. Nimeni am dat să mănânce așa. E bun reproducător, zici că el? Da. Am avut și scroafe la el. O grămadă, dar nu are stat. De aici din sat? Din Huedin, din păsate. O venit de păsate la tine? Da. Preferă toată lumea, că la câte scroafe s-o strica și ăsta. Și vezi că un animal, la un animal bun greu apuci. El e marele alb? Da. Mamă, e marele negru, că s-au murdărit. N-are nimic. E căldura asta și... Fii atent că o dat și el ala, la care o dat Doina. Ala de scapă la ladă, intră în ladă. Pe ăsta mic, nu-l lași cu echipa la păscut, pe ăsta mic. Vițelușul. Nu-l las, că e obrazul. Face prostii, sare prin garții dintre alea. Că nu-i... Pune-mi aici, mai pe mijloc. Aici, mai pe mijloc, te rog. Mai încoace. Este pucei de 9 zile. Acolo la 6 săptămâni, dacă sunt clienți, sunt doritori, îți de vânzare. Fii atent că vin puiul. Dacă sunt doritori și de vânzare, când au 6 săptămâni. Acum a fost prima dată asta. Asta e soră cu bierul. Ia ce vârstă are? Un an. Tot marele alb, așa? Da. Și mai am încă una gestantă. Auzi că auzi vierul mișcare. Dar n-are treabă. Dacă și îi dau drumul, n-are treabă. Nu, îi dai drumul să văd. Să cunosc. Poate un pic să ăsta să agită e. Dar el n-are. Deja să cunosc. Dă-te mai, așa, dă-te. Ok, ea sare la bătaie pentru purcei, dar el n-are, vezi, nu iese. No, bagă-te să iasă. Dar nu iese. Hai. Dar vezi că și ei încep să mănânce. Vezi? N-are o ceară. Mai repede pune-le de la mâncare pe ea. Mai pune o porție. Ei să știu că-s praf și n-au treabă cu unul cu altul. Hai ce cu fac. Hai. Vezi că după ghitei. E că se bagă din coace. Să nu crească așa mare. Nu vezi că sunt... Nu pot ține o purceau de asta mai mică. Fii atent cum să... Este prăpăritică. Dar e cu minte ea.
ia-i foarte cu minte. Da, și el, atâta e cu minte, e n-am treabă. Cu el. Și după ce montează, singur să bagă la loc. Vezi, e talent, cu soră sa n-are treabă. Vezi, știe că e soră, ce zice? Alo! Ce la loc? L-ai băgat la loc, altfel îi mânca mâncarea, stai? Mai am una gestantă, acum trebuie să fete, mai are o săptămână când... Cam câți purcei poate să fete o scofiță de... Asta, la prima fătară, fătat 5. Dar destui, eu-s mulțumit. E, dar să poate să fete 10? Am avut scrof, o fătat 24. Și o trăită-ți? Nu, trăită... Cât aia mare o scos afară, nu i-o lăsa să sugă și aia mici i-o lăsa, 12 și-o lăsa. Au făcut ea selecția? Da. Nu i-o lăsa să sugă, o muri de foame. Și n-ai putut face nimic? Nimic, dar ce se face, ies tu eu fost. Și asta o fătea singură, n-am stat în ea. Da, iubește, așa, ai cu ăștia mici. Da. Hai că dau de mușcă la aia. Nu se ceartă cu asta? Nu. Nu dă-i? Ia ce mare e aia la altă. Fii atent că și ea știe că unde e lada. Cât pot încerc să produc tot natural. Deci că... Închide ușa, că asta se te duce înăuntru. Nu mai are chef așa, stai? Nu mai are chef. Că nu mai are o săptămână și fată. Poate și mai repede e o săptămână. Dar ce golași sunt ei așa fără blăniță pe ei. Da. Am avut una, nu a avut fir de păr pe ea. Aia a fost foarte bună. Auzi, porcul dacă te cunoaște într-un timp așa, știe dacă ești tu sau ălălalt. Da. Te cunoaște, a? Orice animal te cunoaște. Am învățat să fie prieteni toți vreodată. Nu contează că e cal cu porc, că e vacă cu cățel. Fii atent să că, se înțeleagă. Fii atent că îți familiarizați purcei cu scroafa cealaltă. Da. Vezi, pe alții nu pot lăsa la oaltă că se bagă. Eu nu înțeleg cum. Dacă stai un pic între ele, se obișnuiezi la vreme, n-au ce faci. Trebuie să fii mediator. Da. Poți să o bagi. Aia cred că fată mai mulță. Bagă-o pe cealaltă, că e stresată săraca. Nu că e stresată, dar așa îi place la... Sau mai lasă un pic afară, lasă. Și când e curăț. După ce am detalii curățat, îi bagă singură. Mai lasă un pic, că poate că îi priește să stea așa un pic liberă. Oricum, cureț în fiecare zi și îi lași afară câte o jumătate de oră, a? Am la doua zi, la trei, depinde, cum am și o timp. Dar cum le curăț, îi las afară să bagă singură. Poate că e un pic și agitată cum e asta, are dureri de la început.
Aia n-am, niciodată n-am făcut ea când o făcut asta. Ceea ce trebuie să vezi acum? Da. Aia tot singură. Alo? Ăsta negru ce? Ăsta ce rasă-i? Ăsta nu știu ce rasă lui. Tot marele alb, așa-i? Anul viitor să îl țin. Îl opresc de la aia la altă vreme. Că sunt potențial cumpărători de vânzare. Acum aveți că târguri, nu mai sunt numai așa, pe internet, pe ăsta ce. Da, acolo vă puneți așa, e tot pe Olix, așa? Da, da. Am avut, uite, ce pui o lună. Cât e?